Bun venit la Techgeek Unboxed, numele meu este Pete și azi ne vom uita la o tabletă de 8 inch de la Kruger & Matz, modelul Eagle 801. Haideți să vedem cutia tabletei. Pe fața cutiei avem o poză cu tableta. Descrierea tabletei este o tabletă de 8 inch, rulează Android 5.0, are HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, 3G, GPS și are un procesor Intel. A câștigat și ceva premii în Polonia. Haideți să vedem partea aceasta a cutiei. Avem modelul Kruger & Matz, motto-ul lor, iarăși tableta și aici avem numărul modelului, culoarea tabletei și încă un cod. Iar acum să vedem partea din spate. Avem și limba română, o să-l țin așa mai aproape de cameră să vedeți. Haideți să ne uităm mai departe și să vedem ce este în cutie. Avem un burete de protecție și avem tableta în sine. O punem deoparte deocamdată să vedem ce mai este în cutie, ce ne-a mai împachetat Kruger & Matz. Din păcate am primit produsul fără încărcător și încărcătorul nu pot să vi-l arăt pentru că nu îl am, cum am menționat. Aici ar trebui să fie încărcătorul și căști mai primiți la tabletă. Avem cablu USB, manual de utilizare în 4 limbi, printre care și limba română, garanțiile, certificatul de garanție și un catalog cu alte produse. De fapt, nu e un catalog, este doar o descriere, descrierea firmei Kruger & Matz și ce mai produc ei. Produc niște căști foarte, foarte bune. Sper să am posibilitatea să fac un review la căști. Home audio, televizoare, difuzare pentru autoturisme, smartphone-uri și tablete. Ok, haideți să-i dăm drumul, este pornit, ne uităm în landscape mode și am pornit tableta. Cum am spus, rulează Android 5.0 și haideți să ne uităm și la Android ce aplicații ne preinstalează Kruger & Matz pe tabletă. În principiu, ceea ce este un lucru bun, Kruger & Matz nu preinstalează alte aplicații, deci primiți o tabletă cu un Android 5.0 curat, fără aplicații care nu sunt necesare, rulează foarte bine, nu aveți lag, camera este de 2 megapixeli, cum v-am spus, deci nu este ceva remarcabil, dar prețul tabletei este foarte competitiv. Și evident este o tabletă foarte bună. Și acum haideți să ne uităm la tabletă. Cum vedeți, are un ecran de 8 inch, este un ecran IPS. Avem camera frontală de 0,3 megapixeli, niște senzori, difuzorul și în partea stângă avem butonul de pornire-oprire și volum. Avem un microSD card slot, un SIM și spatele tabletei este din metal, deci partea aceasta este din metal, este aluminiu. Aici avem camera de 2 megapixeli și avem și difuzoarele. Și cam atât a fost pentru azi. Acesta a fost doar un product overview pentru tableta Kruger & Matz. Vă mulțumesc pentru vizionare, like sau dislike și lăsați-mi și un coment.